Mașina e de pe Italia. Nu mi-ar plăcea dacă m-ar opri rarul. E cam ilegal. Nu vreau să vorbesc încă legat de asta. Acum are 180 de cai și 420 Nm. Diesel, straight pipe, fără fum. Am făcut-o pe placul meu și mă bucur mașina. El e calculat, este țin un număr de kilometri sau un număr de ani. Farurile a fost fără număr. Am făcut un Skyline semi-dinamic. Salutare și bine ai revenit pe Beamers. Pe canal avem un al doilea Passat de data asta, un Passat normal B6, un Passat destul de special, diesel, dar o să aflați mai multe în câteva secunde. Alături de noi în acest episod îl avem pe Robert. Salut, Robert! Salut, Dilian! Bine ai venit pe Beamers! Bine v-am găsit! Al doilea Passat filmat pe canal, deci trebuie să fii mândru, da, și tu și noi, că avem parte de un Passat cu totul și cu totul fain. Mersi. Hai să vedem. Prima dată înainte de a începe episodul de astăzi, îți oferim o carte de servici nouă dorizante. Mersi. O să vezi în interior despre ce este vorba. Okay. Mersi. Vreau să ne spui, te rog, unde te pot găsi oamenii? Pe Instagram și TikTok, Robert Rick. Simplu și la obiect. Cu talpă, liniuță, semnul întrebării, punct. Pare jos Rick, dar nu contează. Mă găsiți oricum. Oricum o să vedeți pe ecran aici, aveți Instagram-ul lui și TikTok-ul. Hai să vedem prima dată. Ce Passat avem de față? E un Passat B6 din 2010. Uh-huh. 2.0 diesel. Passatul românului, mă. Numai că e berlină. Dacă era corect și break, da, era... l-avea pe toate. Fix. Pachet airline de fabrică, la fel ca și Passatul. Pentru cei ce nu sunt familiarizați cu airline, un fel de M-pachet. Exact. Da, adică, spune-ne, te rog, ce aduce pachetul ăsta airline, să înțelegem. Deci pachetul airline începe așa, cu o grilă, prelungirea la bara față, da, pragurile de airline, bara spate airline, okay, plus lipul airline. Ok, o să ajungem și la partea din spate. Hai să vedem, în partea din față ce modificări avem la mașină. Grila oricum e stock, ziceai. Grila e stock, da. Nu era cromată, era fix neagră. Grila era cromată de fabrică. Ce i-am aplicat o folie, am făcut chrome dili, da, în afară de sigle, pentru că părerea mea e că se potrivește cu jantele, cromul de la... Farurile văd că sunt farurile modificate. Sunt făcute custom, da, exact. Unde le-ai făcut? La BMW custom sunt făcute. În Iași? În Iași, da. Le-am făcut un chrome de litiu la faruri, plus detaliul albastru. Care detaliul albastru, sticlele, da, văd că sunt schimbate sau lupii, da, cum da, vrei da, să da, le spui. Da. Sticlele sunt schimbate. Și câte au ajuns farurile? Farurile au fost fără număr. Adică nu vrei să ne spui. Nu mai contează. Nu mai contează. Bun. Deci farurile au fost faruri, da? Da, da, da. Hai să vedem. Mai niște DRL-uri pe LED, da, da, care da, arată super. Custom. Poți să ne arăți, vedem repede în clip? Ia să vedem cum se văd DRL-urile astea. Se vede bine, se vede bine, bine. Care sunt și cu semnal, schimbă semnal. Când ai semnalizare, schimbă culoare, da, nu?
super faini, super, super. Păi, pare un Passat cumva mai modern. Exact. Mai adus în 2020. Exact. Ok, mai avem ceva modificări în partea din față? Pe partea din față nu cred că mai avem mai modificări. Bănesc că ți-ai schimbat și lupile. Da, de da, da, ăla, da, da. Să da, văd da, că sunt niște lupi noi. Da, exact. Hai să vedem ce jante ai pe mașină. Sunt niște jante Mallory pe 19, okay, de pe Tiguan. Ca deci jante originale de Volkswagen. Da, da, exact. 9J33. Cu niște cauciucuri 235-35. 19. Deci niște anvelope destul de mari. Da. Văd că mai ai niște discuri. Da, am niște discuri perforate, da. Nu... De la? Brembo, bănuiesc, nu? Zimmermann. Sau. Zimmermann? Da. Cu plăcuții? Ate, dacă nu mă înșel. Zimmermann cu ate. Da. Forever Love, nu? Exact. Forever Love. Asta e. Hai să vedem. Pe lateral ai badge-ul de airline. Pe mașina exact, airline. Da. Semnalizări aici e stock, vin, n-am vrut să le pun pe alea. Instagram-ul, da? Filmează Instagram-ul aici, Instagram-ul. Să știi, da. Ca să știi lumea. Ți-ai făcut soft sau ceva la da, complet da, chip? Da. Soft e făcut la complet chip, da. Ok, hai că o să ajungem și la partea. Hai să vedem și spatele, care arată clean as fuck. Deci arată pe spate. Pe spate să vedeți detaliul cel mai important. Intră pumnul? Aproape. Sunt urmii după pic, un pic. Nu mult, dar este. La stopuri am făcut un Skyline semi-dinamic. O să ne arăți, da, vedem? Sigur, sigur. Deci omulețul și-a făcut Skyline. Ce înseamnă Skyline? O să vedem acum, eu știu. Poate nu știți voi. Trebuie să pun contact. Plus semnalizare dinamic. Plus semnalizare semi-dinamic. Semi, da. Băi, da, oricum arată mișto. Passaturile astea când au apărut, prima dată mi-aduc aminte că LED-urile astea erau geniale. Da, 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 în anul respectiv erau... Cât au? În ce an? În 2007-2008 când au apărut cu LED-urile Passat-o? Astea? Da. 2006, cred, da. 2005 sau 2006, ceva de genul. Când vedeai LED-urile astea era... Wow, da, da. Mare da, majoritate încă erau cu becurile. Da, 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 da. Alea cu halogen. Hai cu LED-ul! Pe spate mai avem un aileron, așa, de la DR. Care e super finuț aici. Da, da, da. E aileronul ei, să zic așa. Vreau să te întreb, mașina e polișată, bănuiesc. Da. Și tratată? N-are ceramic. Nu, că lucește foarte bine. Da, și da. Când ți-ai făcut polișul aia? Cred că am un an. O întrețin foarte bine, adică nu pun mâna pe ea, nu... Unde ai făcut polișul? Ei, la o rudă de-a mea, nu-i ceva... Așa, deci nu-i un nu-i, da, profesionist. Da, nu. Prezentăm și câinile? Prezentăm și câinile. Hai să vedem. Spune-mi, te rog, de evacuare. Da, aici a fost un pic mai complicat. Eu mi-am dorit mereu să am o evacuare dublă. Uh-huh. I-au venit stoc cu evacuare pe stânga, cu două țevi mici. Da, erau două acum, țevi mici da, aici. Da, da, cum vin toate pasaturile. Exact. Și eu trebuie să merg la reprezentanță să iau fusta asta, pentru că e doar pe air vine fusta asta. Uh-huh. A fost foarte complicat cu fusta. Deci difuzorul ăsta vine doar pe air. Da. Și bănuiesc undeva mai spate și-ai făcut un Y, nu? Da, da, este un Y, dar mașina oricum are straight pipe din față până spate. Pipe tot. Exact. Cum trebuie, cu urmă, păcat. Da. Ai ceva soft la mașină, bănuiesc să ți-ai da, da, soft. Da, 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 da. Softul e făcut la complet. Bun. Și cât i-a ajuns softul? Poate să-mi dorim. Softul cu tot cu DPF off, uh-huh, m-a ajuns 300 de euro. Acum 2-3 ani, nu mai știu exact. Acum cât poate fi? Un 350-400 de euro? Posibil, da, da. Cam așa. Deci, tu ai Passatul făcut la complet chip și Ștefan are Passatul făcut la CLT. Da. Am înțeles. Două Passaturi diferite, cu care doi tuneri diferiți. Da. Hai să vedem, cine mai poți pune la exterior? Urmează să-i pun în un pachet Maxon Design. Uh-huh. În viitor apropiat. Și ce presupune pachetul respectiv? Păi e lipul pe față. Okay. Pragurile. Da. Bine, pragurile nu știu dacă o să le iau Maxon sau nu. Acum o să văd, nu știu, la praguri ce o să fie. Și ai idee cât te ajunge? Știu că e peste 1000 de lei pe față. Lipul. Lipul, da. Ok. Deci undeva la vreo 2-3.000 de lei. Exact. Exact. Hai să vedem la interior. Sau nu. Hai să vedem întâi motorul, compartimentul. Hai să vedem ce se ascunde aici. Un 2.0 diesel. Ce cod de motor ai? CBAB este codul motor. CBAB. Ăsta bănuiesc e pus și pe A4 și pe, și pe A6. Cred că sunt codurile diferite pe A4. Știu că pe A3 cred că vin aceleași coduri. Cred. Nu ok. Un motor destul de murdărel. Asta înseamnă că nu s-a umblat foarte da, mult. Da, nu. Deci vrei să-l lași
Da, prăfuit. Nu, prefer să nu spun motorul. Uh-huh. Ai un filtru de aer. Da, este un filtru de aer sport, da. Știi brandul? Nu știu, sincer. Da, de unde l-ai luat? Depinde. Ștefan mi-a spus de el, nu știu. Ray Shop? Da, da, e de pe Ray Shop. Da. Ok. Oricum vine super fain. Poți să-i dai și ok să vedem cum, cum se aude? Să vedem cum se aude admisia. Sau de frumos, da, sau hey, pentru un diesel, trage, da. Trage nu e la fel ca la benzină. E la tine evacuarea faci tot. Da, sau de evacuarea e fain. Ceva diferit, da. Alte modificări la motor? Nu, la motor n-am alte modificări în afară de filtru și softul. Uh-huh. Plus downpipe. Și câți cai ai acum? Acum are 180 de cai și 420 Nm. Și de la cât a plecat? De la 140 și 320. Foarte fain. Oricum am văzut că mașina ta nu dă fum. Da. E un lucru super fain. Având printre singurile mașini diesel care... Diesel, straight pipe, fără fum. Unde-i fumul? Îl bagi în sacoșe, ce faci cu el? Toată lumea se așteaptă să scoți da, cu aici au fost cei la Complete Chip care... Focus deci fac treaba foarte bine. Bun, Robert, și te rog să spui, de ce ți-ai luat Passat ca primă mașină și nu ți-ai ales altceva? Eu, de exemplu, când aveam 18 ani, mă uitam la tot felul de mașini, mă uitam la... Astra GTC, mă uitam la Audi A3, Audi TT, Subaru, BMW-uri, nu mai zic, și până la urmă am ajuns la un Opel. Am înțeles. Chestia e că în mintea mea atunci vreau mașini mult mai sportive, mașini cumva să mă facă să mă simt bine pe șosea și atât. Să nu fie practici, dar vreau doar să mă dau cu ea, atât. Da, la mine a fost altă poveste. Eu mă uitam, adică din mic voiam să-mi iau una 4B7. Uh-huh. Tot la fel sedan, bănuiesc, nu? Da, 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 da. Să-i pun eu pachete, să-l fac cum mi-a cum îți dorești mie, tu, da. Așa. La momentul acela aveam un prieten care avea un Passat și mi-a plăcut mult interiorul la Passat, adică e mult mai, e peste A4B7, cu mult interiorul la un Passat. Cu toate că ele sunt aceleași, cam aceeași chestii, da, 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 exact, e în aceeași clasă, da. Doar că interiorul la Passat mi-a plăcut mult mai mult decât la A4. Cât ar ajunge o mașină ca asta? Deci în momentul de față, dacă tu ar fi să vinzi mașina astăzi sau luna viitoare, înțeles. Cu cât ai dau? Cu cât aș dau eu, nu știu exact să spun, dar am văzut pe OLX niște Passaturi Airline, se învârt undeva la 6-7.500 Airline, dar hai să ne gândim în felul următor. Să fie tot așa cu lupile schimbate, să fie tot așa cu plăcuții AT, cu discuri de la Zimmermann, că dacă îmi vii cu discuri normale și cu plăcuții de la TRV, categoria nu e aceeași mașină, că nu mai frânează la fel. Dacă nu ai admisia schimbat, dacă nu ai soft, iarăși, evacuarea, nu se comportă mașina la fel. Da, așa e. Deci trebuie cumva să calculăm... Sincer să spun, nu știu cu cât aș dau la momentul actual, nu m-am gândit la vânzare încă și nici nu prea aș vrea să mă gândesc. Deci nu, ai băgat suficient bani încât nu se mai merită acum să o dai, vrei să te mai bucuri de ea. De câți ani o ai? Cred că de 4 ani. De 4 ani ai și nu te picți de ea. Nu. Bine, bănuiesc că ai trecut prin mai multe stadii, că ai tot schimbat, ai tot băgat bani în ea. Hai să vedem în felul următor, dacă ai putea să-mi spui 3 chestii care îți plac la Passatul ăsta. 3 chestii care îmi plac. În primul rând, pachetul airline care face toată mașina, adică nu se compară cu un, cu un Passat fără pachet. Da, oricum e un pic mai unic, adică se vede că e diferit. Da, 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 da. Și mai ales cromul ăsta delete, deci da, cromul delete și-a făcut treaba, da. Uh-huh. Și detaliul ăsta cu albastru. Detaliul cu albastru, da, din nou, chestia asta îmi place mult. E o combinație de negru cu albastru. Și etrierii, nosul, da, e acele. Un contrast foarte, foarte fain. Badge-urile de pe aripă tot albastre. Ok. Jantele îmi plac foarte mult la ea. Dau bine. Cât de cât unicate, n-am mai văzut niciun Passat cu... Bă, nu sunt. Am mai văzut Passaturi cu malorii, dar nu făcute așa, bicolori. Deci eu nu sunt fan deloc Diamond Cut. Ștefan știi poveste. Dar, în schimb, pe Passatul ăsta dau bine. Da, și mie mi se pare că dau bine. Adică, zici că-s din filmul ăla. Cred că dacă le făceam negri full, nu dădeau chiar așa bine. Nu... Jantele negri sunt o prostie, mai ales dacă e mașina neagră. Da. Nu se vede niciun contrast. Și jantele negri, iarăși, reduce dimensiunea jantei. Exact. Deci nu mai vezi ca o jantă de 19 sau 20, hey. O vezi mai mic. Diamond Cut-ul ăsta a făcut ca janta să pară cât de cât mărișoară. Da, e mare, e mare. Da. Ți ar mai merge un set de suspensie pe mașină, să știi. Urmează. S-o cât, de curând, urmează un set de suspensie. Și ce ai vrea să-ți
Cred că un AP Racing. AP Racing. Ok, te-ai documentat cam cât ar costa o suspensie de la ei? Parcă am văzut undeva la 3.000, 3.000 și ceva de lei. 3.000 de lei un AP Racing. Parcă așa era, Ștefan, nu? Hai să vedem. Și al treilea lucru care îți place la mașina asta? Al treilea lucru... Spune ceva de consumul ăla, că consumul mic. Al treilea lucru cred că ar fi consumul, pentru că nu consumă chiar mult. Adică față de Passatul GC al lui Ștefan, e sărămâna. Care e consumul real în oraș? Dar cred real. Că real, adică l-a mers normal sau... L-a mers normal. L-a mers normal, cred că am undeva la 8. Da, cam 8. 8. Da. Bănuiesc că nu în coadă, în aglomerați. Să fie orașul destul de liber. Nu prea merg în aglomerație cu ea, sincer să zic. De obicei merg seara cu ea. Și bănuiesc într-un Iași aglomerat, un 10 e fix. 10 maxim, cred că 10 în aglomerație. Da, foarte, foarte ok consumul. Oricum e un consum. Da, sunt foarte mulțumit de consum. Adică în afară, păi, 5,5, 6, 7 dacă merg super sportiv. Da, deci e o mașină care trage cumva cu casă. Da. Spune-mi, te rog, 3 chestii care nu-ți plac la Passatul ăsta. 3 chestii care nu-mi plac? Da. Sincer, acum mi-ar fi plăcut să fie automată, la momentul actual. Ok. Nu-mi place încă, că e cam înaltă. Deci cumva nu-ți place faptul că e manuală, pentru că în trafic tot trebuie să stai, da, să da, schimbi, da, să... Da. Dar nu-ți place senzația care ți-o dă? Totuși 200 de da. Ba da, e ok. Dar așa, preferam să fie automat. Ce nu-ți mai place? Nu-mi place că e destul de înăltuță, are niște arcuri A-back, doar că nu-și fac treaba chiar așa bine. A-back cu drop, bănuiesc, de 4-5 cm și alea... tot... Care erau? Nu, ăsta alea negri. Albastri sau negri, nu mai știu ce culoare avea. Așa. Cred că negri. Da, oricum. Ai, era mai înalt, oricum. Să o lași mai jos. Da. Bun, și spune-ne, ce nu-ți mai place la mașina asta? Îți spun ceva ce-mi place. Îmi place că nu prea mă oprește poliția, sincer să fiu, pentru că e un Passat. Lumea nu se așteaptă să fie un Passat. Cumva se camuflează foarte mult. Da, da, exact. Ce adică de obicei poliția se gândește la BMW-uri, că ăsta le-ai modificat, deși. Da, și nici nu bate la ochi. Un Passat, da. Negru, da. Lasă jantele, să zici că mai bat la ochi cât de cât. Da, dar el când te oprești, nu te oprești din lateral. Da, da, s-o uită, da. În față, da. Un Passat, pe ăsta nu-l oprim. Lasă. Da. Așa, deci îți place asta, dar mai zi-mi o chestie care nu-ți place la ea. Deci, ceva ce... Nu-mi place, nu mi-ar plăcea, mașină. Spun ce nu mi-ar plăcea. Bun. Nu mi-ar plăcea dacă m-ar opri rarul. Ok. Ai cam multe modificări care nu ar trebui. Da, exact. E cam ilegală. Hai să auzim evacuare. One eternity later. Ia să vedem cum se aude evacuarea de 2.0 diesel softat. Straight pipe. Ia. Da, pentru un diesel... S-aude super mișto, mai ales în limitare când îi dai. Da, în limitare... S-aude mișto rău și mai ales când nu scoate fum. Da, ăsta e punctul foarte... Straight pipe, da, fără fum. Da, sunt, doamne, iată, sunt mașini cu DPF. Da, care dau fum, da. Un da. Pic topit și scot fum. Dacă au softul nasol pe ea, poți să ai mama, da, de pe păi, tu. Sincer, în locul ei softul. Adică softul face tot la ea, de asta da, nu dă fum. Deci s-aude genial, genial s-aude. Stai să opresc. Păi nu, o să mergem cu ea. A. Hai acum să mergem la interior. E un interior sport. Da, văd. E un interior ca la Passat CC. Interior sport și văd că este textil. Da. Ia să vedem scaunele dacă se simt la fel. Posibil să nu se simt la, chiar la fel pentru că nu-s de piele. Nu. Deci partea de jos la fel se simt. Sunt mai moi astea. Da, da, da. Sunt mai moi fiind mai plușate, mai nu-mi dau seama. Ai trapă. Da, ăsta e avantajul mașinii că are trapa. Îmi place trapa. Deci trapa la mașini nu trebuie, da, să. Da, și mie îmi place foarte mult trapa. Se deschide tot interiorul. Da. Era mișto un panoramic pe CC-ul ăla. Era, da, da, pe CC merge un panoramic. Cutie manuală. Da. De ce nu ți-ai luat automată? Pentru că a fost prima mea mașină. Passatul ăsta a fost prima mea mașină. Și am preferat să-mi iau o cutie manuală la început. Ok, să înveți. Următoarea sigur va fi automat. Volanul văd că este... Volanul este de... retapițat. Este un volan de... Airline? Nu, nu e Airline. E 2010, gen... Nu sunt pe toate Passaturile. Oricum arată super, da, sportiv. Da, e retapițat. Și arată destul de bine. Da.
Mai avem aici niște aci albastre. Da, acele le-am făcut eu albastre. Airline, nu? Da. Se potrivesc cu farurile, cu badge-urile de airline, cu etrierii. Și ce-am mai văzut pe mașina asta, nu știu dacă oamenii au văzut sau știu, merge cu nos. Da, e primul Passat din România diesel cu nos. Și se văd aici nosuri. Deci omul nostru merge cu nos. Ce mai avem? Navigații? Are un RMS 510. Uh-huh. Mașina nu e foarte dotată, dar Da. Mașina din pe Italia, de asta e un pic mai okay. Foarte, foarte fain interiorul, mă refer la scaun. Da, scaunul deci chiar și mie îmi plac. Mă deranjează un pic că interiorul gri și foarte pretențios. Uh-huh. Adică trebuie să am mare grijă de el. Bun, hai să vedem și locul din spate, dacă avem loc mai mult decât în Passatul ăla CC. Cu toate că o să comparăm mașinile și o să vedem dacă este loc mai mult. Că mi se pare cam la fel locul. Posibil plafonul să fie un pic mai, de fapt sigur, plafonul da, mai înalt. Este mai înalt, dar la fel, dacă ai până în 1.85 nu te interesează. Da. Merg oricum, mă uit în față, nu mă uit numai pe geam în stânga, că mai e rău. Și fix cam aceeași mașină în spate. Da, mă simt la fel. Lipsește la tine, el avea aici o încălzire. Da. Eu n-am încălzire, am banchetă. Hai să vedem dacă ai și tu cup holder. Cotiera e cu cup holder. Băi, băiatul. Tehnologie. Nu cred că am folosit niciodată. Învățați ăștia cu BMW-uri, învățați. Foarte mișto, văd că ai și compartiment pentru schiuri, bănuiesc, nu? Cred că da. Ajungem portbagaj. Da. Da, dacă nu mă înșel, pentru asta e, pentru schiuri. Parcă văzut o reclamă și pentru asta era. Foarte fain. Păi un interior destul de corect, adică strictul necesar să faci treaba. Prefer să fie întreținut. La portbagaj ne mai uităm, că un portbagaj standard. Ok, Robert, hai să vorbim un pic despre mentenanța mașinii. Poți să ne spui cam... Dar de fapt, ai cam făcut eu un scurt research. Și o să zic cât de ieftin e mașina asta la întreținut. Eu zic că e destul de ieftin. Adică, dacă tot românul e un pic mai scumpă decât la Passat CC. Serios? Da. Undeva la vreo 20-30 de lei față de mașina precedentă. Ciudat. Da, dar în același timp costurile sunt foarte mici. Deci un pachet de revizii la tine, fără filtru de combustibil, e 99 de lei. Filtru de aer, filtru de ulei și polen. 99 de lei. Zici că e preț de Logan. Exact. Uleiul tot, 255 de lei te ajunge, 5 litri de ulei. Da. Nu e rău. Sau 238 de lei pe Ravenol. Iar motorul tot în zona asta este undeva la vreo 220-240 de lei. Eu pun de obicei Liquimoli. Deci 238 de lei plus 99 de lei, 350 de lei plus cât dai la un mecanic, 500 de lei. Da, puțin pe an. Foarte puțin, mi se pare. Foarte puțin. Pachetul de discuri și plăcuți, dacă ai avea discuri normale. Da, la discuri normale, da, vorbim. Eu pe ale mele am dat în jur de 800 de lei discurile pe față. Numai discurile? Da, din cauza că sunt perforate. Deci pachetul de discuri plus plăcuții AT normale, 844 de lei. În cazul tău, dacă vrei discurile alea, deci 800 de lei, mai pui încă vreo 300 de lei, undeva la 1100 de lei da. Te ajungi sistemul de frânare pe față. Pe față, da. Nu e rău deloc, iarăși. Amortizoarele pe spate, 420 de lei setul. Poman. Exact, pe caiapa, da? Kib. Față, la fel, undeva la 510 lei. Sunt niște prețuri foarte mici. Da. Deci dacă ți-ai o mașină dărâmată, cu 2000 de euro... Ți-o faci simplu. Ți-o faci. Uh-huh. Ceea ce e wow. Arcurile pe față, tot așa, te ajung undeva la 380 de lei. Arcurile spate, 300 de lei. Și kitul de distribuție, că la tine se schimbă distribuția... Când vine vorba, trebuie să o schimb în curând. Poți să-mi spui un preț? 720 de lei pe ină. Să rămână. 720 de lei, dar cu pompă de apă. Deci nu doar distribuția și cu rolile. Pompă de apă plus cureaua de distribuție și așa mai departe. Niște prețuri foarte mici. Da, urmează să schimb și chiar 720 mi se pare... Și pe ină. Nimic. Un brand bun. Da, normal. Da, poți să te duci și mai jos față de... Eu am dat aici niște prețuri. Nu, de obicei merg pe cele mai premium, știi? Pentru că nici nu sunt foarte scumpe. Și prefer să merg pe ceva bun, adică păi să că nu... poate fi ceva ieftin. 550 de lei. Și nu se merge diferența de 100 și ceva de lei, pentru... Adică nu se merge, mai mult te costă manopera. Da. Hai să vedem, cam cât te-ar ajunge un set de anvelope la mașina asta?
Dacă ar fi să... Un set de anvelope... Pe 17, ceva mediu. Pe 17. Deoarece la vreo 300 de lei, bănuiesc. Posibil, ceva posibil. Bunișor. Eu știu la astea pe 19, să zic. Cât? Am dat 500, le-am luat la mâna a doua, adică ele au fost noi, cauciucurile au fost noi, doar că le-am prins la cineva, nu știu, a greșit mărimile, ceva de genul am înțeles la el. Da. Adică aveau eticheta pe ele cauciucurile. A, deci tu le-ai luat noi? Le-am luat noi, dar de la cineva. Exact. Și am dat 500 de lei, pe astea față, despre astea față vorbesc. Puțin, 250 500 de lei, data... ambele, doar că ele sunt 500 de lei unul pe net. Adică le-am prins la preț bun, să zic așa. Ok. Bine, și mărimea destul de mare. Da, 2, 3, 5, 3, 5, 19, mărișoară mărimea. E destul de mare. Ok, hai să vedem în felul următor. Dacă ne poți spune cam care sunt problemele cele mai comune la Passatul ăsta, în afară de rugină, care rugină, știi... în primul rând, nu am deloc. Tu ai avut noroc, orice, da, deja mașina. Da, mașina e de pe Italia, unde e o climă caldă. Un pic mai temperată, da. Da, și nu am avut probleme cu rugina. Și alte probleme, să zic așa, la motor, sincer, n-am avut. I-am schimbat volanta cu ambreiajul, acum 2 ani. Și cât te-a ajuns? Undeva la 2500 de lei, la COSO. 2500 de lei volantă și ambreiaj? Da, da. Cu masă dublă, preț bun. Da. Astea cu masă dublă sunt cu pișoare. Da, adică da, da, da. La fiind un Passat. 2-3 mii de lei. La un Opel este aproape 3 mii de lei volanta. Și mă refer la un Opel Astra H. Da. Dar ce mai vorbim? La un Ford tot la fel, te duci undeva 2700-3000 de lei. Da. Deci volantele astea cum sunt dublă sunt destul de scumpe. Dar la tine cu tot cum am luat pe 2500 lei, da, da, chiar au fost, da. Timpurile la cât le faci? La între 8 și 10 mii. De obicei la 8 mii de kilometri. Dar e și în ea sau? Da. Deci merge? Da, merge, merge. Bun. Pentru un 2.0 e mai mult decât suficient. Și mai ai de gând să mai ții mașina? Dacă da, cam cât timp mai mai ținut? Eu aș prefera să nu o dau niciodată, sincer, să fiu cu tine, pentru că e, nu știu, mă bucur așa mașina. Chiar dacă e un Passat, am făcut-o pe placul meu și mă bucur mașina cam în fiecare zi. Am înțeles. Și cumva îți place mașina asta pentru da, că îmi place, nu neapărat că e un Passat, adică... Ai spațiu, da, o sumă puțin. Și am făcut-o pe placul meu, adică e exact ce mi-am dorit, știi? Băi, și nu-i break. Și nu-i break, da, asta e încă un plus. Da. Poți să faci mai multe chestii cu ea, dar în același timp, dacă vrei să te duci și te întâlnești vreodată cu vreo gagică și te vede cu Passatul break, zici, asta e mașina lui Tasu. Da. Cam asta e ideea, știi? Și dacă ai observat, de obicei, Passaturile airline, îți break majoritatea. De ce? Cam nu știu, care... sincer, habar n-am. Chiar nu știu de ce majoritatea sunt break. Nu știu, general, e varianta ții... sportivă, că la RS6, habar n-am. În general, dacă ții un break, te gândești să făcut treaba. Cari cu ea, să îți faci treaba. Da. Nu știu de ce. De obicei, multe kituri de astea de airline se aduc de pe Anglia. În Anglia știu că au multe Passaturi. De fapt, și la Audi, multe au PS-line-uri, airline-uri. Bine, nu știu care e faza pe Anglia, dar... oamenii își permit, știi? Da, bine. Unul la mână își permit că au salarii destul de mari și să dai undeva la 1000 de lire pentru un kit aero. Da. Se merită. Da, dar da. În România ce zici, bă, 1000 de euro, câtă motorină bag de 1000 de euro? Așa păi, e. Bag 1000 de litri. Merg și îmi pun motorină. Da, da. Bine, am făcut un calcul irealist, nu sunt 1000 de litri, mult mai puțin. Ce-ți mai place la mașina asta? Evacuarea, sincer, îmi place. Deci evacuarea îți place? Da, îmi place maxim, și mie, ți-am zis, maxim, place maxim. Timp ce îmi spune lumea, e printre singurele mașini diesel care s-aud ok. Având în vedere că e un motor 4 linii, da, de 2 litri, da, da, s-aude foarte bine, s-aude foarte ok. Da. Acum, da, mai sunt Honda care s-aud și alea fain, dar alea sunt benzinari. Da, da, da. Ideea e că înăuntru, adică dacă vezi tu, acum mergem și ca și cum aș avea evacuare. De relax. Și dacă îi dau, uite, dacă îi dau, nu s-aude foarte tare, adică încă ne putem înțelege. Chiar dacă după 3000, începe să s-aude. Are rezonanța aia, știi? S-aude gros. Da, da, da. Sau de gros, față de imaginar care e mai ascuțit. Exact. Cui ai recomandat mașina asta? Adică dacă ar fi să faci un profil al cumpărătorului de Passat, cum ar arăta el? Passat în general sau un Passat modificat? Fix nu, un Passat sedan ca ăsta.
lansat sedan ca ăsta, tinerilor ca mine, adică care sunt cât de cât pasionați de mașini în general, care vor un... Păi de ce să nu și-a Golf? Da, poate să pot să-și ia și Golf, adică dar Golf e mai, mult mai comun decât, decât Passat-ul. Mă refer ca și modificări. Adică Golf... Azi mult mai multe Golfuri modificate, da, pe stradă decât Passat-ul modificat. Aici da, exact. Într-adevăr. Da. În mare majoritatea Passat-urilor, stock. Stock, da. De asta multă lume consideră mașina mea frumoasă, pentru că de obicei Passat-urile stock. Toată lumea are Passat stock. Da, și Golfuri mai multe, vezi, GTI-uri pe stradă, da, da, cupeuri. Exact. Și în general, cine își ia un Golf, e cam tinerel și își mai da, ia o jantă, își mai pune un lip. De vârsta mea, cam Golf, Seat Leon, cam ales. Leonurile alea arată super bine. Da, un Leon, sincer, un, și la un Leon mă uitam când trebuia să cumpăr mașină, un Leon cu pachet FR. E ce trebuie. Din punctul tău de vedere, mașina asta se merită să o iei ca primă mașină la 18 ani? Și dacă da sau nu? Și dacă da, spune-ne, te rog, din ce? Punctul meu de vedere, da. Din cauza că are niște costuri mici. Bine, vorbim de una diesel acum, nu despre un benzinar. Băi, nu că mici. Sunt extraordinar de mici. Da. Pentru că ajungi aproape de zona de Logan. Da, un Logan la fel, îți faci schimbul undeva la 400 de lei. Și eu zic că e mult mai ok decât un Logan. Pasat. Da, nu mai ales dacă îl faci cum trebuie, mult mai ok. Ca și confort, ca și eleganță, caseta de direcție urmează să o schimb din cauza jantelor. Uh-huh. Fiind foarte late, cu 9 jetul 33, ceva mult pentru un Passat. A început să bată? Da, a început să bată și urmează, bine, cred că o să o recondiționez, adică să o schimb. Și unde vrea să o recondiționez? Nu știu asta sincer, am auzit că este cineva în Iași la noi care recondiționează, dar nu m-am interesat exact. Hai să revenim la profilul cumpărătorului. Ar fi în felul următor, 18, 30 de ani, 40, care? Sau 18 fără limită. 18 fără limită, exact. 18 fără mașina limită. Adică poate fi la orice vârstă. O persoană care ține de ultimul ban, adică să gândești cumva, băi, vreau să-mi iau o mașină să trag cu casa. Da, eu fiind la 18 ani, îți dai seama, nu mă gândeam să-mi iau un 2.0 turbo. Te gândi să-mi consum următor, 20. Și... decât să-mi iau o mașină mișto și să mă uit la ea cu gagica lângă, mai bine îmi iau o mașină mișto și merg cu gagica. S-o fac eu mișto. Da, da. Da. Deci, cam profilul ăsta e 18. 80 de ani, da, fără limită, cumva vrea o mașină să țină cu casa, exact. Vrea o mașină în același timp să fie spre zona de premium, da, ca altfel și-a luat o Skoda. Da, e care dă un pic spre premium. Da. Are umbrela în portier, are scrumiera în spate, o dă vrea confort. Elegant. Da, confort. Că dacă nu vrea confort, putea să meargă pe ceva mai ieftin. Da. Și în același timp vrea și un pic de prestanță. Da. Passat-ul, până la urmă, e mașina germanului din zona de mijloc. Da, da, mediu, da, da, exact. E omulețul ăla care muncește în fabrică, dar el este managerul. Da. Și are și el un Passat. Da, merge cu el la muncă, se întoarce și așa mai departe. Nu vrea costuri prea mari. Vrea să duc în concedii cu ea, vrea să știi că este destul de fiabilă. Da, mai ales cu o mașină pentru drum lung, că e... nu-ți pic în stradă. Da. Mai știm și noi mașini, nu știi dacă ajungi până la mare cu ea. Da. Și nasol. E aici Passat-ul te ajută. Plus că este o mașină, cel puțin pentru români, e o mașină foarte des întâlnită pe stradă, asta ce înseamnă? Da. În caz de ai vreo problemă cu ea, ai lovit-o, găsești faruri peste tot. Știi că și la asta m-am uitat, mi-am cumpărat-o. Tot. Și la asta m-am uitat să fie o mașină cât de cât comună, ca să pot, dacă se strică ceva, să pot să cumpăr, știi? Adică dacă, nu știu, sunt mașini care sunt mult mai Chrysler, nu știu, mașini, alte mașini mai nebune, care totuși nouă ne plac, știi? Problema cea mai mare e la mare majoritatea japonezilor. Că exact, deci japonezile. Dacă vrei să-ți faci un schimb de ulei la o japoneză, nu o să ai atât de multe variante ca la un Passat. Da, la Passat găsești 10, 12 producători aftermarket de filtre, și da, la japoneză dacă găsești 2-3. Și aia 2-3 au niște scoruri, tată. Da. Da, adică niște prețuri mari. Se duce, se simte. Are mulți Newton pentru un 2.0, adică și la complet chip Dragoș mi-a spus că a scos mulți Newton pentru... Câți are? 420 Newton. Bun, înseamnă că mi-a spus că tragi în deal... destul de mulți pentru un 2.0 diesel. Este. Adică a scos 100 Newton la soft. Și urcă bine. Da.
Ok, și să revenim la subiectul nostru, la o japoneză. Nu găsești atât de mulți producători aftermarket, prețurile sunt mari și după aia ajuns să-ți dai seama că ți-ai luat o japoneză care este indestructibilă, cum zic mulți, da. Băi, că nu o să strică. Ce-i drept, bune japonezi, nimic de zis. Sunt, dar problema veșnică la ele este în felul următor. Românul, când își ia o japoneză, iarăși o ia cu sute de mii în spate. Da. Problema cea mai mare la o mașină, mai ales germană, e când ajungi la pragul ăsta de 200 de km. Când ajungi la 200 de mii, trebuie să bagi banii. Da. Ele sunt calculate, se țin un număr de kilometri sau un număr de ani. Teoria clar verificată. Ei, ți-ai luat japoneza și să strică ceva, unde o repari? Că nu prea sunt mecanici specializați pe japonezi. Așa la ai. Americani sunt. La ei în Japonia, acolo sunt. În China, Corea. Da, la noi lumea e obișnuită cu VAG, gen VAG, BMW-uri. Da, dacă până și Vasilii de la colț repară Passaturi și Daci. Da, da, da. De ce să mă chinui să-mi iau o japoneză și să n-am unii să o repar? Dacă vreau să-mi fac o segmentare și să mă duc la unul și să zic, păi am motorul ăsta, mi-o faci? Nu. Și zic că nu. Stau să mă chinui, să dau telefoane sau să-mi dea buleală. Exact. E mai ok să mergi fix pe drumul ăla bătătorit. Asta dacă vrei să ții cu casă. Da. Dacă altfel poți să-ți iei o japoneză, diesel, care e pericol pe roți, dieselului japonez pentru. Da, știu, am auzit și eu. Ei nu sunt Japon, dacă ți-e și iarăși, dacă lovești japoneza, nu ai atâtea mașini în țară la dezmembrat. De obicei, multe cred că s-a băgat în afară, multe piese s-a băgat în afară. Exact. Piese noi, iarăși. Foarte puțin, foarte slabi. Cel mai bine e să mergi. Care sunt cele mai multe mașini pe stradă? Iar să mergi. Da, asta dacă vrei să ții cu casă. Dacă vrei să fii, nu știu, unicat. Dacă vrei să fii unicat, îți iei, nu știu, o Miata, îți iei un... Chiar și Scirocco, că sunt destul de răruții Scirocco-urile. Dar după dacă aia, când te duci în buzunarul pe ție o Supra, acum modelul ăsta nou, dar e ca și cum ți-ai luat un BMW. Dar e fix BMW. Da, deci așa. Toată mașina este BMW. Da. De la sistemul de infotainment, asta ce înseamnă? Navigații, da. Ceasuri, motor. Până și sunetul ăla. Bă, tot. La centură sau martor sau de tot e BMW. Făcut de BMW. Volanul e de BMW, comenzi de BMW. Exact, au mai modificat ei ceva. Da. Îți iei, dacă ești pasionat de BMW-uri și de japonezi, îți iei Toyota Supra. Supra, da. Ca să zici, bă, mi-mi plac japonezii. Dar inima ta, până la urmă, tot acolo e la BMW. Da. Deci cam asta e chestia cu mașinile CH. În general, dacă vrei să nu ți spargă pușculița, îți iei mașina care și-o cumpără toată lumea. Da. Consumul cam cât e la mașina asta? Consumul la un mers lejer, adică la cum mergem acum, 8-8. 8-8, mers în deal. Da, adică să zic așa, un 8 în general am, uite pe 2 am 7-7. Adică e combinat cu oraș, foarte ok. Și ce recomandări le faci oamenilor, dacă vrea cineva să-și ia un Passat de ăsta? Să-și iau un Passat. De obicei, în general, chestia asta o recomand să fii foarte atent la să-și cumpere o mașină întreținută. Adică nu o mașină de care își bate cineva. Și cum ar putea să-și dai seama că e întreținut? Că așa cumpăr o mașină, cumpăr, nu știu, o mașină căzută de la tine, o iau, i-am făcut un detailing, iau o tată, că e frumos. Da. Cum ar putea să-și dai seama oamenii? Aici depinde și de noroc, sincer, părerea mea. Eu am avut noroc, sincer, cu mașina mea. Oricum era întreținută, când am luat-o era foarte întreținută mașina mea. Hai să vă zic eu rețeta succesului, până la urmă. Deci, secretul e în felul următor. Trebuie să-ți stabilești bugetul, da? Da. Bugetul tău, dau un exemplu, un Passat de ăsta cam cât e? Vreo 5.000, e? Nu, ăsta e în jur de 7, un Passat, adică un Passat... Nu, eu zic un Passat normal. Un Passat normal. 2.0, da. Fără da, airline, da, da, fără... Da, cred că vreo 5.000, da. Bun, am 5.000 de euro și mă gândesc în felul următor. Îmi iau Passatul ăsta. Da, mai am bani de băgat după el. Normal. Trebuie să mai ai măcar 1.000-1.500. Pe puțin. Dacă nu mai ai banii ăștia 1.000-1.500, faci în felul următor. Te duci, vezi Passaturile la 5.000-5.500 și le testezi. Și te interesezi ce a fost schimbat. Aia, foarte, aia, foarte aia. Detaliat. Asta ce înseamnă? Te uiți, discuri, plăcuții. Da? Dacă are discurile duse, deja pleacă de acolo pentru că ai 1.000 de lei de dat numai pe discuri. Da. Te uiți la amortizoare. Sharp. Asta ce te poți să faci? Efectiv, mergi cu mașina drept pe stradă și după aia tragi de volan stânga-dreapta. Mașina după ce te opri de tras de volan, ea nu trebuie să mai oscilezi, dar nu trebuie să mai simți ca o barcă. Dacă se simte ca o barcă, pleacă de acolo, că mașina nu e pentru tine. La motor, să n-ai bătăi, să n-ai scurgeri de ulei, deschizi capacul de la ulei.
de la ulei, vezi dacă scoate gazii pe acolo, dacă are suleti metalice. Dacă distribuția a fost schimbată. Distribuția dacă a fost schimbată. Că în general cine schimbă distribuția pune și stickerul ăla acolo. Da. Ideal e dacă găsești o mașină cu historic service. Cel mai bine. Iarăși trebuie să te uiți dacă omulețul are cauciucuri la ea, anvelopi, da? Dacă nu are anvelopi și are jante pe 18, ce faci? Mai dai 500 de euro pe jante? Da. Cumva, dacă nu ți-e un Passat întreținut, ajunge așa, 300-400 de euro, să spunem, anvelopile, 200 de euro te duci la discuri și plăcuții. Da, uleiul obligatoriu schimb, că mai când îți iei o mașină, schimbi uleiul prima dată. 100 și ceva de euro la ulei și deja unde ai ajuns? Adică îți mai trebuie încă 1000 jumate categoric. Asta fără problemele care mai sunt pe spate. Că în general, fiecare dată când îți iei o mașină, trebuie să fie ceva ascuns. Da. Bă, ceva nu ai văzut tu acolo. Ia uite pe băieți. Salut. Ne-am auzit. Deci cam ăsta e secretul de achiziții, să spunem, al unei mașini fix cum trebuie. Și dacă e să aibă câteva probleme, ești ne calculezi cât m-ar costa modulul ăsta. Și cel mai ok este în felul următor. Vezi întâi mașina estetic, vezi că îți place, după care du-te tată cu ea la un tester. Clar. Dacă mașina aia pe tester, mă refer un tester dedicat, nu de ăsta multimarcă, un VCDS, parim să chila. Da, VCDS, da, o bagi pe VCDS și vezi status, injectoare, status de la toate erorile care le are mașina, adică ștergi tot și mai de o turpie. Și ăsta e secretul, adică ți-ai luat o mașină bun, corect. Când mai bagi după aia, nu știu, peste un an 500 de euro, asta e. Asta e inevitabil la orice mașină. Dar e o bază bună. Adică, da. Nu ți-ai bătut joc de bani. Că dacă ții una la 3000 de euro, da, poți să bagi 2000 de euro. Dar problema e în felul următor. Dacă tu nu cunoști mecanicul potrivit, te duci la Nea Costică de la colț. Da? N-avem nimic cu Nea Costică, nu știm cine e. Și îți dă buleală. Ce faci? Dacă nu îți pune discurile cum trebuie la mașină, dacă nu îți spune că trebuie să le rodezi și mergi cu ea, le-ai dat, mi-am pus discuri noi, da, 150 pun frână și după aia bat. Dacă ne-ai scurădajul. Exact, cam asta e toată chestia. În principiu, da, Passatul e mașina românului, da. Passatul, Loganul sau Dacia și Opelul, cam astea sunt mașinile române. Bine, și Skoda, Seat-ul, Vagul, în general, părerea mea e că Skoda e un Passat deghizat, dar un pic mai inteligent. Skoda? Da. Mie Skoda îmi plac mai mult decât Volkswagen. Mie mi se pare un pic mai low decât mai Volkswagen. Low cost? Da. Băi, or fi. Dar mie îmi plac mai mult. Cel puțin sunt ingenioase și au acolo ceva nice touch-ul ăla. Fix ca Seat-ul. Seat-ul mi se pare mai nou Cupra. Da, Cupra e deja next level. Da. Cred că eu luat pe toți din Vag Cupra. Cupra, cred că, oricum e, acum nu știu dacă știi, s-a separat de Seat. Știu, Cupra nu mai separat sunt, față de Seat. Exact. Da. Și vor să fie un brand premium. Da. Și reușesc cu asta. Da, la design, până la motorizare, până la calitatea materialelor interior și așa mai departe. Bun, cam asta a fost și vlogul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pe Robert îl găsiți pe TikTok, pe Instagram, pe tot ce se poate. Până data viitoare, ce să vă spunem, drumuri cât mai bune și să aveți grijă de mașinile voastre. Salut! Salut! Bun. Gata! Passat B7? Da. Nu Passat. Audi A4 B7. Da? Cristi, mai uităm mai spre camera aia. Ne-am uitat numai spre mașină și nu. Avem o carte de service cu două dorizante. Mersi. Uite, și al treilea vac. Și al treilea vac pe canal. Pauză. Ai uitat alea cu Robert, Rick, cu Instagram, cu alea. A, da. E corect. Și cât te-a ajuns? Mai am un DRL. Nu, cât te-a ajuns în total? Tăiem.